Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Și legea care impune noi taxe, impozite, contribuții, colectări, dijmuiri și așa mai departe din economia privată a fost adoptată ieri prin asumarea răspunderii de către guvernul Ciolacu, adică asta înseamnă fără dezbaterea măsurilor în Parlament. Fără amendamente. Puterea a zis, adică procedura este se depune o moțiune de cenzură la dezbaterea, la adoptarea prin asumarea răspunderii. Ori opoziției ăștia au 60%. Deci... E degeaba. Da, nici nu s-a mai depus moțiune de cenzură, că n-au putut să strângă semnături. N-au vrut să facă de res. Da. De altfel, oricum, în acestea aproape cât se fac... S-au făcut 3 luni, nu? De când se tot discută despre măsurile pe care le-a plănuit guvernul, dezbaterea publică s-a desfășurat doar pe surse, fără nicio informație asumată clar, până în urmă, cred, cu vreo săptămână, sau cel mult două, când proiectul a fost în sfârșit publicat de Ministerul Finanțelor și asumat public. Spune și asta ceva despre felul în care înțelege să guverneze coaliția PSD-PNL și cum adoptă o măsură care are un asemenea impact. La telefon este profesorul de economie Cristian Păun. Bună dimineața, domnule profesor. Bună dimineața. Am auzit pe prim-ministrul Marcel Ciolacu în discursul de ieri din Parlament. Una dintre declarațiile care mi-a tras atenția a fost că românii obișnuiți nu vor plăti mai mult prin aceste măsuri. Cum comentați această declarație? O, da. Românii obișnuiți sunt cei care au cumva rate la bănci, pentru că sunt foarte mulți care și-au cumpărat o casă prin credit ipotecar. De mâine sau de când se va pune în aplicare legea, culmea, au dublat impozitul pe dobândă de la 1% la 2%. Da, dar cineva ar putea spune, stați un pic, cineva o să spună, sau mă rog, se poate spune, domnule, e doar 1%, adică este foarte puțin. Ce înseamnă acest 1% de fapt? În regulă, acest 1%, acest 2% pe câștigul din dobânzi, care înseamnă o dobândă astăzi de 7%, eu zic că este până la urmă important dacă stăm să facem un calcul pe 30 de ani. Adică, mergând pe un credit pe 30 de ani la care tu ai o rată și admițând că acest impozit va rămâne acolo o perioadă îndelungată, este un impozit. Plus că este și un impozit nedrept până la urmă, pentru că băncile plătesc impozit pe acest profit, care e diferența dintre dobânda de la credite și dobânda de la depozite. Adică ele dau 16% oricum pe această diferență dintre cele două dobânzi. Cu alte cuvinte, s-a mai pus încă un impozit paralel peste ceea ce deja se impozitează. Ideea asta de a crea impozite care se dublează nu este una foarte sănătoasă și arată până la urmă o neînțelegere a tot ceea ce înseamnă profit, cifră de afaceri și așa mai departe. Deci, din punctul meu de vedere, acest impozit se va vedea în dobândă. Mai puțin, mai mult, va fi acolo. 2% impozite câștigul din dobânzi. Mă rog, nu e un câștig din dobânzi, este un venit din dobânzi. Pe asta îl vor resimți cu siguranță cetățenii. Apoi, avem în același timp credite care se iau pentru apartamente. În momentul în care dobânzile sunt și așa mari și acum impozitate, oamenii se vor gândi de 2 ori dacă să facă un credit. Ceea ce înseamnă că va fi lovit sectorul construcțiilor. Cei care lucrează în construcții oricum sunt loviți acum pentru că se introduc niște contribuții suplimentare care erau scoase și, din punctul meu de vedere, corect, dar poate ar fi trebuit să o facem gradual, nu dintr-o dată, se introduc aceste contribuții, se reintroduc contribuțiile pe salariile din construcții. Deci ei sunt loviți cei din construcții. Odată, pe zona de finanțare a proiectelor lor. 2. Pe partea de contribuții și mai crește și salariul minim în zona construcțiilor. Deci, cu siguranță, acest sector va fi lovit. Pentru el lucrează astăzi 500.000 de angajați. Românul, probabil ei nu sunt români obișnuiți, la care se adresa domnul premier din Parlament. Dacă îmi permiteți, da, să știți, am făcut și eu un calcul apropo de impozitul ăsta pe cifra de afaceri pentru marile companii, pentru multinaționale, 1%. Dacia, adică sunt industrii unde rata de profit este foarte mică. Dacia, de exemplu, a făcut acum un an profit 498 de milioane de lei la o cifră de afaceri de peste 21 de miliarde. 14.000 de angajați. Vă dau și o explicație. Stați o secundă. Deci, Dacia are o contribuție de 14% în PIB și profitul este 2%. Da.
Da, pentru că... Ceea ce înseamnă că impunerea unui impozit de 1% pe cifra de afaceri practic înjumătățește profitul. Exact, poate duce pe pierdere. Ideea este că noi, înainte de a veni cu astfel de ciudățenii, care din punctul meu de vedere sunt la limita regulamentelor Uniunii Europene, care spune, dom'le, nu mai impozita încă o dată cifra de afaceri în momentul în care tu ai deja un TVA, uh-huh, care este un impozit pe cifră de afaceri. Da. N-ai voie să pui încă un impozit în plus pe cifra de afaceri. În ceea ce privește Dacia, deci înainte de a face asemenea măsuri, cred că ar trebui să vii cu niște analize, exact cum ați făcut dumneavoastră, și doi, trebuie să înțelegi de ce au profitul mic. De exemplu, în zona supermarketurilor, ele nu câștigă din cifra aia de afaceri. Cifra de afaceri este doar ce rulează la raft. La fel, da, face și Dacia în bună măsură. Ea nu produce multe din componentele importante ale mașinilor care se montează aici. Noi, eu tot timpul am spus-o, noi suntem un fel de lon la Dacia. Ori asta nu are marje de profit foarte mare. Adică nu e o ticăloșie a celor de la Renault că fac asta, dar noi tot timpul înțelegem, cum să spunem, vedem în mediul ăsta de afaceri ceva ticăloș, ceva lacom, ceva... Iar nu noi, nu noi, nu noi, nu noi, da. Și doar, uite, acest partid. Și noi, oamenii aia obișnuiți la care se adresa domnul prim-ministru aseară, sunt cei instigați de politicieni, adică prin mesajele pe care le dau politicienii. Eu n-am văzut în ultimele luni mai multă ură pe tot ce înseamnă capital privat și sector privat ca în România. Adică am văzut o luptă din asta proletară la baionetă, în care pur și simplu erau terfelii și tăvăliți antreprenorii, de parcă erau hoți de, cum să spun eu, din aia de prim rang. Da, hoții sunt, mulțumesc domnule profesor, a fost profesorul de economie Cristian Păun, hoții sunt în altă parte în cazul ăsta și toată această revoltă împotriva celor care produc în țara asta se va întoarce împotriva celor care declanșează această campanie. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.